Salut! Astăzi vreau să discutăm despre egalizarea treptelor la scara către etaj. O să vedem ce presupune această lucrare. Pentru început, în urma turnării treptelor din beton au rezultat niște diferențe de nivel foarte mari, de ordinul centimetrilor. Acum o să vă arăt cum am procedat eu pentru egalizarea acestor trepte. Am început întâi cu podestul, după ce inițial am făcut niște verificări cu laserul și am stabilit cota finală a treptelor. Pentru podest a trebuit să prepar rapid mai multe șarje de șapă și să le întind. Pentru prepararea acestei șape am folosit în principiu ceresit CN68. Șapa s-a lucrat foarte bine. Mare atenție la amestecare. Am folosit o viteză cam mare. O să vedeți apoi ce s-a întâmplat. În rest, șapa s-a comportat foarte bine. Pentru întinderea ei sau nivelarea, ca să zic așa, am folosit o metodă improvizată, o greblă, după cum puteți vedea. Sunt role speciale pentru această șapă, pentru a o dezaera și a o pregăti cât mai bine pentru întinderea ei. Sigur, și această greblă s-a comportat destul de ok. Poate nu este o soluție profesională, dar trebuie să lucrăm în principiu cu ce avem, mai ales dacă nu suntem meseriași. După cum vă spuneam, această șapă s-a comportat foarte bine și de ce spun asta? La un moment dat am mai folosit în această lucrare și o șapă de la Primus, o mizerie ordinară, desigur la același preț cu aceasta de la Ceresit. Nu vă recomand Primus, după cum v-am spus, este de o calitate îndoielnică și este mult sub șapa de la Ceresit. Nu știu alte șape, că nu am încercat. Cam așa arată podestul după turnarea inițială. O să vedeți că apoi, după verificare, totuși a mai trebuit să fac o mică completare în partea dreaptă, pe aici pe undeva. Avem o abatere de câțiva milimetri și a trebuit să mai completez. Șapa s-a comportat destul de bine. Vedeți, aceste bule sunt datorită amestecării materialului la o viteză prea mare a bormașinii pe care o am folosit-o. Am amestecat repede, m-am grăbit ca să realizez aceste șarje și, drept urmare, rezultă aceste bule de aer care, după uscare, se transformă în niște găurele mici. În principiu, nu afectează rezistența șapei, din ce am observat eu. Aici puteți să vedeți verificarea pe care am făcut-o ulterior cu laserul. După cum vă spuneam, a rezultat că a trebuit să mai nivelez puțin în partea dreaptă. Aici, zona asta, se și vede culoarea diferită. După ce am turnat podestul, pentru mine a fost ca o zonă de referință. Am putut să împart egal treptele din prima rampă. După cum puteți vedea aici, am o treaptă care a rămas undeva la 3 cm și ceva, 4, nu trebuia să rămână deloc, dar în fine, asta e. Și a trebuit, singura variantă a fost spargerea ei pentru a egaliza toate treptele. Am început spargerea, a decurs foarte bine. Sigur, nu vă recomand să faceți așa ceva, dar pentru asta trebuie să fiți foarte atenți pe șantier, la ce lucrări se fac. După ce am spart această treaptă, am pus-o amorsă pentru a elimina excesul de praf și pentru a îmbunătăți aderența șapei și am egalizat. Acum sunt deja la a doua treaptă. Am laserul pus pentru a obține nivelul dorit. Există acolo o linie orizontală care ne spune dacă mai trebuie să
să spargem. Aceasta este metoda cea mai grea, dar din păcate la mine asta a fost singura variantă pentru a putea obține celelalte trepte egale și să nu am o treaptă mai mică jos. Ca și idee, o să vedeți pe parcurs cam care erau diferențele între aceste trepte. Am folosit o mașină de rotopercutor, de fapt de la Panzer, care, bravo, și-a făcut treaba, a rezistat eroic, deși la un moment dat s-a încins foarte, foarte tare, dar totuși este funcțional și în ziua de azi. Sigur, este a doua după un stern, deci aici la scule e o discuție. Trebuie văzut scule care le folosiți foarte mult. Acum, da, ne pregătim de egalizarea, practic, primei trepte, teoretic cea de-a doua. A rămas puțin fier acolo de la armătură, dar o să vedeți apoi că treptele trebuie să fie egale și ca lățime, numai ca înălțime. Și aici au fost deficiențe. Puteți vedea deja cum arată treapta turnată. Am făcut un gofraj din polistiren. S-a comportat foarte bine și e foarte ușor de făcut și îl sprijinam cu câteva găleți rămase de la decorativă. Puteți vedea cum arată acum, la acel moment de fapt, treptele și laserul arătau impecabil și ca nivel. Acum puteți vedea în partea stângă inițial, starea inițială, în partea dreaptă după ce turnasem câteva trepte și în dreapta de tot puteți vedea cum a finisat pe lățimea treptelor pentru a obține, cred că în jur de 30 de centimetri sau 29 lățimea treptelor. Deci, cam aceasta a fost lucrarea și vă urez mult succes și fiți foarte atenți încă din faza de execuție a acestor trepte pentru a nu întâmpina aceste dificultăți. Ne auzim la următorul videoclip.